G2A, jocul ieftine tot anul. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Stardew Valley. Băi, astăzi suntem norocoși. Astăzi suntem super, super norocoși. Bun, hai să vedem, în primul rând, pentru Penny, da? Corect? Penny. Ok, gata, Penny. Te-am rezolvat pe mătăluța acolo. De asemenea, să ne uităm un pic să vedem mâine cum o să fie vremea. Cuvânt? Și de ce ne interesează vântul în mod deosebit? Că nu înțeleg. Ceva îmi scapă și nu înțeleg ce ar trebui să înțeleg din chestia asta. Ok, hai să ne uităm pe aici un picuț de tot. Avem niște miere acolo. Băi, cred că ar trebui să ne ducem să luăm niște lemn, fraților, de la Robin. Și să ne facem de cap, dar până ajungem noi la Robin. Ia să mai vedem și pe aici dacă mai găsim ceva interesant. Hello, 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 hello. Ce faci, bă, mitică, tată, bă? Ok, avem aici depus una dintre asta. Încă una în partea asta de aici. Ok, la mătăluță aici ceva interesant. Ho, 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 ho. Deci două frumusețe acolo de... Mă, ce? Nu e bine, nu e bine. Tu nu ar trebui să stai aici, nu? Zic bine? Da. Tu acolo nu ai ce căuta. Așa, în partea asta momentan niciunul. Aici în spate ceva. Aici cred că e încă unul. Deci 3, per total 3, da? Ok, gata, șef. Se rezolvă. Absolut niciun fel de problemă. Bun, pe aici, pe jos, ceva de cules. Nu pare să fie. Am uitat să închidem animăluțele? Nu. Am mă, serios, am uitat să închidem. Ai să-mi trapa al meu. O să mă nenorocească treaba asta. Ok, o văcuță, o găină, o rață. Deci 4 până acum, hai să luăm așa, 4 până acum. Trebuie vreo 10, nu? 3 cu 6, 9. 4, 5, 6. 7. 8. Și fapt pare că e una pe aici, ia uite-o. 9, ok, gata. Am uitat să le închidem, cum am uitat mă să le închidem asta? Băi, sunt... Ia-te. Aaaa! Astăzi e gata dinozaurul! Un nou pui de șopârlă a ieșit și trebuie să-i dăm nume la dinozaur. Ah, faci! Nu știu. Lilu Lalu. Hai așa, treacă de nale. Lilu Lalu. Am uitat complet. Dude-și cu capul. Și cred că mai trebuie să facem rost de un ou mare. Dar trebuie să fie alb, cred. Cred că trebuie să fie alb. Dude, tu maionez. Ok, și deci într-un ou mare se obține o maioneză mare. Sau e o alt fel de maioneză. Cred că e fix același lucru. Nu cred că diferă cu ceva foarte... 50 de bănuți versus 95 de bănuți. Ia două secunde să ne uităm să vedem... Deci asta este un large egg. Large... Nu cred că contează. Brown egg sau nu. Produs așa, large quality mayonnaise. Produce maioneză de calitate, măi. Ok. Interesant. Și la fel și cu ou de dinozaur. Dar ou de dinozaur mi se pare că nu merită să-l transformăm în maioneză. Ok, gata șef, gata. Bun, deci îl băgăm aici ouă ăsta mare ca să ne producă maioneză de calitate. Dar nu înțeleg de ce nu avem... Cred că din cauza că le-am scos afară, mai. Cred că din cauza aia. Nu! Nu! What? Deci dacă am pus maioneză aici, mi-l pune să... Dar nu vreau chestia asta, dude. Nu vreau. Hai serios. Ok, this is not good. Hai să facem așa. Și la mătăluță la fel. N-am realizat că punând acolo. Ok. Bine. Nu zic nu. Nu, tu fă-mi așa, te rog. Și tu fă-mi așa. Bun. Deci, da, nu știu ce să vă zic exact.
Hai să punem aici, deși aici ar trebui să fie ieșirea lor, nu? Sau nu contează exact, să nu blocăm ieșirile sau ceva de genul ăsta dubios, nu? Ok, mătăluța acolo. Bun, și pune ouul ăsta, că na, cu ăsta mai rămas. Băi, deci nu vreau. Anulează. Bine, ok. Avem fân acolo și a ieșit și puiul, respectiv. Ok, avem și aici fân. Dar momentan cred că văcuțele noastre încă sunt la nivelul de baby, da? De bebeluș. Primii noștri copocei. De aici vin la tata. Tătic. Frumos așa. Ce bine. Și ăștia am zis că îi păstrăm strict pentru zi. Pentru lemn. Ce bine, măi, ce bine. Ok. Și uite că am mai luat o grămadă de semințe de la mătuluță de aici. Cum pot să ajung la rândul ăla de acolo? Dă și mie, te rog frumos. Stai că m-am luat gădâmpitul. Nu. Așa, dă-mi-l pe ăsta de aici, te rog. Deci am plantat pe aia acolo. Hai să mergem și aici la asta, să spargem și pe asta. Vin la tata mâncață și ochii tăi. Vin la mine. Așa, bam. Așa, sunt curios, din câte știu eu, dacă lăsăm, uite și aici, așa random, o sămânță, dacă lăsăm trunchiul, nu se întâmplă absolut nimic, adică nu crește la locul păcelul din trunchi, din câte știu eu, s-ar putea să mă înșel, dar eventual dacă aveți voi o idee mai clară despre ce se întâmplă, să-mi zice și mie, că poate dacă lăsăm trunchiurile acolo, mai știi, poate crezi la loc. Ok, bam. 1, 2, am scăpat și de mătăluță, hai să chemăm căluțul. Bun, 2 secunde că mă interesează să văd pe aici o zonă cu ceva mai multă iarbă ca să mai facem rost pentru fânar. Așa, la tine nu contează dacă dau cu secera peste tine, nu? Adică nu-ți faci, nu te panichezi sau ceva de genul ăsta. Și uitați-vă că în fața hambarului acolo, în fața grajului și cotețului, s-a eliberat complet de iarbă. Gușterii. Ok. Hai că câte puțin așa. Pe aici pe acolo. Nu ceva extraordinar. 14 până acum. Aha. 470. Oh, perfect. Încă două bucățele și teoretic suntem. E plin. Se umple treaba. Ok. Deci cu asta am rezolvat-o. Treaba asta. Așa, mă interesează acum, deci pe aici nu mai avem nimic, tot mai e o zi, 9 zile, 6 zile, 3 zile, 4 zile, 12 zile, 6 zile la mătăluța acolo, ok, cranberries, gata, știu, avem nevoie de o zi, de o sperietoare acolo și să vedem astea 3 de care am zis acolo sus, da? Bun, deci sperietoare și 3 dintre alea de sirop. Mi se pare că s-ar putea să avem o sperietoare pe aici pe undeva. Cred. Ăla eu. Băi, eu nu văd, dar să știți că putem să luăm o sperietoare de la Dorf. Asta așa ca fapt divers. Ok, bun. Și 6 bucăți de cupru. Perfect. Mi se pare că și... Ia, stai 2 secunde să vedem. Cine vede primul de sirop. Uite aici. Da, mai avem nevoie de o grămadă de lemn. Doar 9 lemn mai avem, mă? Ok, deci trebuie să ajungem la Robin astăzi neapărat. Bun. Până ajungem noi la Robin, hai să facem o dată. Așa, și cred că deja putem să ducem să o punem. Lemnul putem să-l păstrăm la noi. Ăsta putem să-l ducem aici. Mătăluță. Hai să ne ducem aminte. Pine tar. Putem să facem lum și speed grow. Ok, deci nu ne interesează momentan. Cărbunele. Iarăși nu ne prea interesează. Aici. Tu. Așa, cărbunele jos. Oare de unde am făcut eu rost de cărbune? Că nu mai știu, chiar nu mai mi-au aminte. Așa. La mătăluță asta, maioneză și duck maionez. Ok. Mă, o fi oare, fac ăștia ouă pe aici sau numai în interior fac ouă? Trebuie să fim foarte, foarte atenți legat de treaba asta. Ok, hai să mergem. Unde mergem? În primul rând să pun pe asta pe care l-am luat. Deci asta 0. Eliberăm un pic de inventar și de asemenea o să poate el să-și continue acolo treaba.
Așa, deci vreau să trecem un pic prin mină. Să stăm cu noi de asemenea să vedem. Oh, hello. Bună, bună. Asta am dus deja, da? Da, perfect. În mină. Du-te, te rog frumos. Hai rapid. Aici cu căluțul. Să mergem la nenea asta. Salut, bă, băiatule. Ne spune de ceva de cave carrots. Adică el mănâncă tot felul de mâncăruri făcute numai și numai din cave carrots. Ce? Nimic, man, nimic. Bun, Miner Street, asta e ceva de mâncare. Plus 3 mining și plus 32 magnetism. Oh my god, costă 1000. Ești cu capul? Ok. Așa, și să luăm acest Rare Crow. Că am zis că vrem să luăm de la el. Bun. Așa, și să trecem rai pe jur de tot pe la Robin. Poți să ies cu... Nu, nu poți să ies, bineînțeles. Oh, hello, nena Hazelnut. Mi se pare că pe tine te-am dus deja, da? Da. Te-am dus. Ok, pot să trec pe aici, da, pot, perfect. Te-am putea să-l tem și pe ăsta acum, dacă tot... Dar-s dubioș că sunt verzi acum toamna, dar sunt foarte verzi, nu știu de ce. Dăm tot, nu lăsa nimic. Hai să-l luăm și pe ăsta dacă tot avem energia necesară. Oh, hello! Pot să iau și ce e aici? Ok, am avut noroc și n-a picat în lac, perfect. Hai mai repede că trebuie să ajung la Robin. Și poate reușim să ajungem și la Marnie. Nu venea numele ei, mă, ești nebun, nu venea la... Ok. What the... Băi, nene, băi, bă, unde sunt, mă, oamenii ăștia când ai nevoie de ei, mă? Ia, mă, să vedem cât, mă. 40. Hai, mă, că mai tăiem doi copaci de acolo și facem rost de toți. Uite, hai să-l mai tăiem și pe ăsta. Pana mea, că cu guștele ăștia n-ai ce să... Nu reușești să faci nicio treabă. Frumos, vin la tata. 50. Așa. Încă unul acolo. Perfect. Hai să-i tem și pe ăștia doi. Bun, deci la Robin nu mai trebuie să ne ducem. Pentru că am făcut rost aici de copăcei. Perfect. Mai e vreunul aici? Nu, nu mai e nimeni. Și gata, suntem ok acum. Bun. Hai să mergem la Marnie. Presupun că e ideea cea mai bună să mergem la Marnie. De semințe nu mai avem nevoie. Hai să ne uităm eventual un picuț de tot să vedem Penny. Robin, Marnie nu ne mai interesează. Penny, ok, este deja marcată. Toată lumea e la yoga, mă. Acolo era toată lumea. Freaking yoga, frate. Stăteam ca prostul și mă, ce unes, mă, cu oamenii ăștia, mă, guștirii ăștia. Bună, Marnie. Nici Marnie nu e la locul ei. Trebuie că facem pariu că intră pentru yoga. Joseph Oldman, but he hasn't said a word. I wonder if he knows these things. A pus... raises in stafide. A pus stafide în zi. Da. Și de Marnie needs catfish for experiment. 600 de aur pentru un catfish. Ok. Hai să-i dăm la wizard atunci. Dar să mergem aici, în primul și în primul rând, să ducem... Salut, hai să salutăm lumea. Deci la Wizard un catfish. A trebuit de 2018, un moment business has been pretty bad since the judge marked up on dough. Nici că încearcă să ajute aici magazin, dar afacele merg nasul de când a fost deschis mini-marketul de la Joja. Din nou e din stocks, mai știu să vadă. Da, trecem pe la magazin foarte des. E multă muncă să faci un shop, sunt de acord. Man, tu ai ceva interesant pe aici pe la tine. Pumpkin, cranberry, wheat, bla bla bla, fairy seeds am văzut că am rezolvat. Ok, fii atent, hai să-ți vindem niște prostioare, ce zici? Ia bagă-t-o acolo. Un pic de banos, n-am stricat niciodată. Băi, vreau niște cărbune, mă, fraților. Stai așa, cine am zis că e aici? Nu, mă, Penny, mă. Mă, cat în pitul ăsta, hai să saltăm lumea dacă tot suntem pe aici. Ne zice că are nevoie de materiale. Fapt pariu că am mers bine ferma vara asta. Ești un fermier excelent. Știu, Emily. Da. Să venim să cumpărăm de la tine. N-am văzut ciuperci comestibile în pădure. Da, daruri pentru mâncare. Și ne zice în continuare de nepotul su Shane. Și hai să vedem și cu Jody. Bărbatul meu, Kent, este un soldat care lucrează
peste mări, de aceea nu este acum aici. Știu că se va întoarce în siguranță odată ce îi se termină turul. Ai nevoie de ceva? Nu, n-am nevoie de absolut nimic. Ok, să lăsăm fetele să-și facă ele de treabă. Bun, și să ducem să vedem pe Penny. Pam, 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 pam. Cu gușterul ăsta n-avem ce să vorbim, nu ne interesează nimic din viața lui în momentul de față. O, sal primare, ce faci? În perioada asta anului am devenit primar, acum peste 20 de ani. Asta mă face să mă simt foarte bătrân. Suntem, bă, cu toți o să îmbătrânim și o să murim și o să ne ducem și în pământ ne băgăm și hai să gândim gânduri mai vesele. Bun, oh, bun, e aici cu copiii. Perfect, perfect, perfect. Primul și în primul rând să vorbim un pic cu ea. Învață pe Vincent și în ceas astăzi. Da, 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 știm, știm, știm. Cadou din partea noastră. Ți-ai adus aminte de ziua mea? Mulțumesc, este minunat, știu. Minunat așa ca mine. Stai să vorbim și cu guștile ăștia doi. În principal, nu cu Vincent, aș vrea să joacă cu Jazz. Da, că trebuie să citească. Bun, bun, bun. Și cu mătăluță. Ce și salut. Bine. Da, fiți aceleași chestie. 5.000 de ori. Bun, hai să mergem în căsică, în primul și în primul. Cred că putem să mergem pe aici pe sus. Bă, ia mă, avem noroc de un... N-am găsit nimic de data asta acolo. Hello. Ia, ceva pe aici interesant. Putem să intrăm pe aici, nu? Da. La cutia aia de acolo putem să facem diverse. Unde am zis că mergem? Bă, dacă toți suntem aici, am putea să mergem pe plajă. Ah, ziceam că mergem acasă să-i dăm, dar nu vreau. Nu. Hai să mergem la plajă, să vedem poate dacă toți suntem super, super aproape. Și am să-i dăm vrăjitorului, man. Și de asemenea să punem sperietoarea. Dar ajungem și acolo imediat, nu e o problemă. Hai să trecem un pic cu drepejor pe la plajă. Poate ceva interesant. Te-am văzut pe tine acolo, o să te iau imediat. Două secunde. Ok, nimic pe aici. Oh, hello, coralule, ce faci, tată? Ok, mai e vreunul ascuns pe aici, pe după tufișuri? Mă, nu pare să fie. Bun. Hai să ne uităm aici un picuț și repejor. Oh, niște pește. Oh, hello. Pune, dăm. Nu știu ce să facem cu norocul de astăzi, dacă mai apucăm să mai facem ceva cu el. Chiar nu știu ce am putea să facem. Să intrăm în mine, să ne ducem la pește. No freaking idea. Știi ce ar fi interesant? Nu era adineaur aici? Ha, bă, că n-am luat-o, mă. What? N-am luat-o, că am zis că o iau când mă întorc. What the actual? Dude, fantome aici cu capul. Ok. Not cool. Nu sunt de acord cu treaba asta. Mă rog. Ah, da, știi ce mă gândeam? Dacă avem noroc, you're feeling lucky. Oh, hello, hai să te saltăm și pe tine. Sunt curioasă dacă aș putea să fac un colaj din frunzele uscate. Sunt atât de colorate. Nu pot să nu mă gândesc la potențialul proiectelor artistice, ca să zicem așa. Bun, deci Mania, acum dacă ne uităm... Penny, am ajuns cu Penny la 5 inimioare aici cu capul. Da, unei Mani. Hai de Mani. Mani, mâncați-o și tot acolo. Cred că o să stea toată ziua acolo. Una la mână și doi la mână. Vine ziua lui Elliot. Stai așa un pic. Ei, te prostești. Dacă vine ziua lui Lobster, Duck Feather și pom. Da, multe vrei, my friend. Da, nu știu. O să-i dăm ceva ce-i place lui Elliot. Nu stau după el, că nu ne interesează foarte tare să ne-l facem prieten. Așa. Hai să-i dăm un... Aici mai avem vreo... Avem 7 din astea. Ok. Bun. Facem imediat să rezolvăm. Băi, să nu fie cumva vreun nou pe aici, mă, fraților, mă, că mi se face rău, mă. Ok, deci mătăluță practic nu acopere aici toată zona asta. Lucrul ăsta mă deranjează. Ok, hai să spargem aici două secunde numai. Bun. Și să punem... Bun, putem să punem și mai departe, fii atent. Da, nu, e ok, e super ok și nu deranjează pe nimeni. Oh, ok, deci am pus cum arată gușterul, că nu-i se vede bățul și zici că e cineva acolo. Ok, hai să vedem aici la cine ziceam noi că vrem să mai punem. Bun, pe aici, nu. Tu ai deja acolo. Acolo nu e nimeni.
Aici? Aici 1, ok, o dată. Tu ai deja, tu ai deja. Unde mai zis, mă, că mai e 1? Ăsta? Uite-l aici, gata, 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 l-am găsit. There we go, în sfârșit. Bun, hai să vedem de zi. Ăla pentru vrăjitor. L-am putea duce mâine, sincer să fiu. Ia să vedem aici. Deci în primul și în primul rând să lăsăm coralul. Asta e clar. Frumusețile astea și pe mătăluță. Pământul cred că putem să lăsăm aici. La fel și ăsta. Bucățica asta mică aici. Foraging în partea asta la alta. Astea două ne ducem să le vindem. Hai să facem ceva de genul ăsta. Ok, și o să mergem... stați două secunde să ne uităm un picuț pentru pește. Ce avem noi? Ăsta e singurul pe care cred că îl putem face să muște mai repede, nu? Deci avem așa, să muște mai repede. Comoară. Nu. Să nu scape atât de ușor. Crește. Ăsta ar fi și mai bine dacă am avea lână, dar n-avem. Da. Să nu scape în timp ce colectăm comoară. V-ați zis, weak fish. Da, asta nu are legătura. Ok, bun, deci până acum nimic interesant decât atâta. Să vedem dacă avem două bucăți de aș. Să mergem la pescuit. Să prindem un pic mai repede. Bun, și pe alea 2000 să le vindem. Așa. Bun, am scăpat și de grijă asta. Vrăjitorule, vrăjitorule, vrăjitorule. What? Nu mai avem somn? Nu se poate. Stați două secunde să vedem. Cat, nu. Catfish. În ce sezon îl găsim? Inclusiv toamnă, pe timp de ploaie. Ok. Deci ne-am luat țeapă. Dacă nu cumva... Dar nu, că mâine ai zis că nu plouă. N-avem somn, mă, serios? Da, n-avem somn. Ok. Deci, e degeaba. Este pur și simplu deja. Ok, hai să începem să plantăm atunci puieția aia. Semințele astea aici. Repejor, repejor, repejor. Tot am putea să curățăm un pic cu zona pe aici. Băi, avem un pic de dinozaur, băi, fraților. Nu știu dacă voi realizați treaba asta. Pare curios. Dar de ce se uită mereu cu fundul la mine? Dă-mă... Așa, așa. Prins screen! Ah, nu l-am prins. Lasă că le iau de pe filmare după aia. Gușterul. Hai, hai, hai. Știi ce? Ca să mă asigur eu că... Așa. Și realizez că deja nu mai... tot ce luăm de aici nu se mai pune în silos, dar e ok, în regulă, nu e panică foarte mare. Bun. Și hai să mergem la pescuit. Vreau neapărat să mă duc în peșteră la pescuit. Sunt foarte, foarte curios cu chestia asta, cu norocul. Cât de mulți țipari dintre aia de lavă putem să prindem. Bun, dragilor, hai că mi-am băgat piciorul în pescuit. Până la urmă m-am dus la lacul de lângă mine. Asta așa ca fapt divers, să știți și voi. Băi, ăsta pune. Și m-am dus la minerit ca să facem rost de un pic de fier. Nu este ceva extraordinar, dar în mod surprinzător am făcut foarte mult, rost de foarte, foarte mult cărbune, ceea ce mă mulțumește foarte tare. Deci, foarte puțin pește și am fost de asemenea. Mine, hai să vedem aici. Achievement Homestead, nu știu ce înseamnă, am luat un achievement. Ok, 5.000 din ce am produs la ferma noastră în momentul de față. Maioneză, 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 foarte bine cu maioneza asta. Berea aia mă o surprinzător, 1000 și un picuț din pește și am reușit să facem rost astăzi de 6300 de bănuți. Dacă ați văzut la Skype până acum, un like, un coment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, Nia! What? Hai cuvânt afară! Pe data viitoare!